și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. Corinteni 15:49. Conștiința ta, sunt eu, sunt, reprezintă potențialul nelimitat în care sunt impregnate impresiile. Impresiile sunt stări clar definite, impregnate în conștiința lui, eu sunt. Conștiința ta sau eu sunt poate fi comparată cu un film sensibil. În starea lui pură, vigilentă, potențialul lui este nelimitat. Tu poți imprima pe el un mesaj de iubire sau un imn de ură, o sinfonie sublimă sau o muzică discordantă de jazz. Indiferent de natura impresiilor impregnate, conștiința, eu sunt, le va recepta fără să crâgnească și le va da curs. La această conștiință se referă Isaia 53:3-7. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni, om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Dar el a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblăm rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre, ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa. Ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura sa. Conștiința ta necondiționată este impersonală. Ea nu ține cont de persoane. Ea manifestă automat, fără niciun gând sau efort, impresiile cu care a fost impregnată, fără să obiectiveze vreodată. Deși este capabilă să primească și să manifeste absolut toate stările clar definite, ea rămâne de-a pururi imaculată, un potențial nelimitat. Eu sunt este fundamentul pe care se sprijină orice stare sau concepție definită legată de sine. Conștiința nu este definită însă și nu depinde de aceste stări existențiale definite. Eu sunt nu se poate dilata sau contracta. Nimic nu îi se poate adăuga sau sustrage. Conștiința există înaintea oricărei stări definite și va continua să existe după dispariția acesteia. Toate stările sau concepțiile definite legate de sine sunt simple expresii efemere ale existenței tale eterne. A te lăsa impregnat cu o impresie înseamnă a fi impresionat de la I am, eu sunt, presionat, la persoana întâi și la timpul prezent. Toate expresiile sunt rezultate ale impresiilor. Tu nu îți poți manifesta dorințele decât atunci când te identifici cu ele. Acceptă-ți întotdeauna dorințele ca impresii și calități actuale, nu care vor deveni manifeste într-un viitor incert. Eu sunt, conștiința, este Dumnezeu, iar Dumnezeu este totul în toate, prezentul etern. Nu te mai gândi la ziua de mâine, căci manifestările de mâine sunt determinate întotdeauna de impresiile din prezent. Acum este singurul timp acceptat. Împărăția lui Dumnezeu vă stă la dispoziție. Iisus, mântuirea sau eliberarea, a declarat: eu voi fi cu voi întotdeauna. Conștiința ta este mântuitoarea care nu te părăsește niciodată, dar dacă îi întorci spatele, și ea ți-l va întoarce.
tu îi întorci spatele mântuitoarei tale atunci când pretinzi că Mântuitorul va apărea din nou pe pământ, așa cum cred milioane de oameni. Această convingere echivalează cu: nu suntem mântuiți. Nu mai aștepta apariția unui mântuitor, pretinde că ești deja mântuit, iar dovezile acestei afirmații vor apărea de la sine. Când văduva a fost întrebată ce avea în casă, ea a declarat că are doar câteva picături de ulei. Dacă știi cum să aplici legea conștiinței, câteva picături pot deveni un veritabil șuvoi. Conștiința amplifică totul. Atunci când afirm că vei avea ulei, bucurie, tu mărturisești că nu ai ulei în momentul de față. Această impresie a lipsei nu poate produce altceva decât lipsă. Dumnezeu, conștiința ta, nu ține cont de persoane. Conștiința pură a existenței, Dumnezeu, este absolut impersonală, dar receptează impresii, calități și atribute care definesc conștiința. De bună seamă, este vorba de impresiile tale. Dorințele tale trebuie determinate întotdeauna de necesități. Indiferent dacă sunt aparente sau reale, acestea vor fi îndeplinite automat dacă le vei accepta cu intensitate, definindu-le. Pornind de la premisa că Dumnezeu este conștiința ta, tu ar trebui să îți privești toate dorințele ca pe cuvântul rostit de Dumnezeu, care îți descrie realitatea. Nu mai nădăjduiți în omul cel muritor, în nările căruia nu este decât o suflare. Oare ce putere are el? Noi suntem întotdeauna ceea ce este definit în conștiința noastră. De aceea, nu spune niciodată: voi deveni cu tare lucru. Folosește întotdeauna timpul prezent. Eu sunt cel ce sunt. Nouă ni se răspunde înainte de a întreba. Soluția la orice problemă asociată cu o dorință este evidentă. Orice problemă produce automat dorința soluționării ei. Omul este învățat de mic să creadă că trebuie să lupte pentru a-și îndeplini dorințele. În ignoranța lui, el îi întoarce spatele Mântuitorului, care bate constant la poarta conștiinței sale, cerând să fie primit. Eu sunt poarta. Oare nu ți-ar rezolva problema însăși dorința ta dacă s-ar împlini? Lăsarea Mântuitorului să intre este cel mai ușor lucru din lume. Pentru a fi acceptat, un lucru trebuie să existe. Tu ești conștient de o dorință a ta în momentul de față. Deși invizibilă, tu trebuie să afirmi că ea este deja reală. Dumnezeu face să apară lucruri care nu există, care nu sunt vizibile, ca și cum ar fi. Atunci când declar că eu sunt una cu lucrul dorit, eu îl las pe Mântuitor să intre în casa mea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva îmi aude vocea și îmi deschide ușa, eu voi intra și voi cina cu el și el cu mine. Toate dorințele sunt bătăi în ușa ale Mântuitorului. Toți oamenii le aud, dar nu le deschid ușa decât cei care spun: eu sunt el. Lasă-l pe Mântuitor să intre în casa ta. Lasă lucrurile dorite să producă impresia asupra conștiinței tale, căci acestea te vor elibera. În final, vei putea scoate un strigăt al victoriei. S-a terminat. În el ați fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Coloseni 2:11.
Circumcizia este operația care elimină vălul ce ascunde capul creației. De bună seamă, actul fizic nu are nimic de a face cu cel spiritual. Este perfect posibil ca toți bărbații să fie circumcizi fizic, dar să rămână impuri, niște lideri orbi ai altor orbi. Oamenii circumcizi spiritual au eliminat vălul întunericului și se recunosc ca fiind una cu Hristos, lumina lumii. Îngăduiem să realizez această operație spirituală asupra ta, dragul meu cititor. Acest act trebuie realizat în cea de-a 8-a zi de după naștere, nu pentru că aceasta are o semnificație specială sau pentru că este diferită de alte zile, ci pentru că 8 este cifra care nu are niciun început, nici sfârșit. În consecință, misticii din vechime echivalau cifra 8 cu un simbol al unui văl interior care ascunde misterul creației. Prin urmare, secretul operației realizate în cea de-a 8-a zi corespunde naturii acestui act de revelare a capului etern al creației, acel principiu imuabil din care a început și care va sfârși creația, dar care rămâne totuși sinele etern al acestea chiar și după dispariția ei. Acest principiu misterios este conștiința existenței tale. În momentul de față, tu ești conștient că existi, dar te și identifici cu cineva anume. Acest cineva este vălul care îți ascunde adevărata ta identitate. Tu ești conștient mai întâi de toate de faptul că existi și abia apoi de faptul că ești om. Prin plasarea vălului asupra sinelui tău fără față, tu devii conștient de faptul că aparții unei anumite rase, națiuni, familii, credințe, etc. Acest văl care trebuie ridicat prin circumcizia spirituală este vălul uman. Pentru a putea face acest lucru, tu trebuie să începi însă prin a stăia adeziunile la rasă, națiune, familie și așa mai departe. În Hristos nu există greci sau evrei, libertate sau sclavie, bărbat sau femeie. Trebuie să îți lași tatăl, mama și frații și să mă urmezi pe mine. Așadar, pentru a-ți releva esența ascunsă, tu trebuie să încetezi să te mai identifici cu aceste diviziuni, devenind indiferent în fața lor. Indiferența, detașarea, este cuțitul care taie aceste legături. Identificarea prin simțire este funia care leagă. Dacă vei putea ajunge să privești umanitatea ca pe o mare frăție, fără vreo deosebire de rasă sau crez, tu vei ști că ai tăiat aceste legături. Tot ce te va mai separa acum de adevărata ta esență va fi convingerea că ești om. Pentru a elimina acest ultim văl, tu trebuie să renunți la ideea că ești om, conștientizând doar faptul că existi. Nu te mai gândi că eu sunt om. Gândește-te doar eu sunt o existență fără față, fără formă și fără figură. Circumcizia spirituală se produce atunci când renunți la conștiința ta umană și când îți este relevat capul etern al creației, o prezență atot cunoscătoare, lipsită de față și de formă. După această trezire, tu vei deveni conștient de faptul că Dumnezeu este, eu sunt, și în afara mea, a acestei conștiințe, nu există alt Dumnezeu. Acest mister este descris simbolic în povestea biblică a lui Isus, care le spală picioarele discipolilor săi. Povestea relatează că Isus s-a dezbrăcat și s-a înfășurat cu un prosop. După ce le-a spălat picioarele discipolilor săi, el le-a șters cu prosopul. Petru a protestat, dar Isus i-a spus că dacă nu îl va lăsa să îi spele picioarele, nu va avea parte de el. Atunci Petru i-a spus,
Doamne, nu-mi spăla numai picioarele, ci și mâinile și capul. Atunci Iisus i-a răspuns, cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat de tot. Bunul simț ne spune că omul nu poate fi curat din cap până în picioare dacă îi sunt spălate doar picioarele. De aceea, el consideră această poveste o fantasmagorie, fie îi caută o semnificație ascunsă. Toate poveștile biblice descriu o dramă psihologică ce se petrece în conștiința omului, iar aceasta nu face excepție. Spălarea picioarelor discipolilor este povestea mistică a circumciziei spirituale sau a revelării secretelor Domnului. Iisus este numit Domnul. Ni se spune că numele Domnului este Eu sunt. Je suis. Eu sunt Domnul și acesta este numele meu. Isaia 42:8. Povestea susține că Iisus era gol, cu excepția prosopului care îi acoperea șoldurile și secretele. Iisus, sau Domnul Dumnezeu, este conștiința existenței tale, ale cărei secrete sunt ascunse de prosop, conștiința umană. Picioarele simbolizează înțelegerea cu care trebuie spălate, eliminate, toate convingerile umane sau toate concepțiile legate de sine, de către Domnul. Atunci când prosopul este scos pentru uscarea picioarelor, secretele Domnului sunt revelate. Cu alte cuvinte, eliminarea convingerii că ești un om îți revelează conștiința pură sau capul creației. Omul este prepuțul care ascunde capul creației. Eu sunt, Domnul, este ascuns de vălul uman. Să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa tatălui meu multe locașuri sunt, iar de nu, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Ioan 14:1-3. Eul în care trebuie să crezi este conștiința ta, eu sunt. Acesta este Dumnezeu. Tot El este casa Tatălui, care conține în sine toate stările imaginabile de conștiință. Toate stările condiționate ale conștiinței sunt numite locașuri. Această conversație se petrece în interiorul tău. Eu sunt, conștiința ta necondiționată, este Iisus Hristos care vorbește cu sinele tău condiționat, pe care tu îl numești John Smith. Din perspectiva unui mistic, eu sunt John, descrie două ființe, Hristos și John. Așadar, eu mă duc să îți pregătesc un loc pentru a te muta astfel în starea ta actuală de conștiință, în cea dorită. Hristosul din tine sau conștiința existenței tale pure îi promite așadar concepției tale curente legate de sine că vei renunța la ea și îți vei asuma o altă concepție de sine, superioară. Omul este într-o asemenea măsură sclavul timpului, încât dacă și-a asumat o stare de conștiință nouă, pe care nu o poate vedea pe moment, iar aceasta nu se materializează instantaneu, el își pierde credința în conștiința asumată, revenind la cea veche. Ca urmare a acestei limitări umane, eu am considerat util să introduc un interval specificat de timp pentru această călătorie către locașul pregătit. Așteaptă doar puțin. Noi suntem foarte familiarizați cu zilele săptămânii, cu lunile anului sau cu anotimpurile. Nu odată ni s-a întâmplat să spunem: oare de ce mi se pare că astăzi este duminică? Sau luni? Sau sâmbătă?
Ni s-a întâmplat de asemenea să spunem în mijlocul verii: oare de ce mi se pare că a venit deja toamna? Acest lucru dovedește că noi avem sentimente și senzații clar definite asociate cu aceste zile, luni și anotimpuri diferite ale anului. Datorită acestei asocieri, noi ne putem proiecta oricând dorim în planul imaginației, în ziua sau în anotimpul pe care le dorim. Nu-ți defini însă cu egoism acest interval de timp, în zile și ore, numai pentru că dorești să îți vezi dorința îndeplinită, ci cultivă convingerea că dorința ta s-a împlinit deja. Dat fiind că timpul este relativ, el trebuie eliminat complet atunci când practici metoda manifestării. În acest fel, vei avea garanția că dorința îți va fi îndeplinită. Această capacitate de a ne proiecta în orice moment din timp ne ajută să ne folosim de timp pentru călătoria noastră către locașul dorit. Eu, conștiința, mă proiectez într-un moment temporal și pregătesc pentru tine un loc. În final, mă voi întoarce în momentul prezent, din care am plecat. Te voi lua cu mine și te voi conduce în locul pe care ți l-am pregătit, astfel acolo unde sunt eu, să fii și tu. Îngăduiem să-ți dau un exemplu de o astfel de călătorie. Să spunem că ai o dorință foarte intensă. La fel ca toți oamenii supuși sclaviei timpului, și tu crezi că dorința ta nu se poate realiza într-un interval de timp foarte scurt. Recunoscând însă că pentru Dumnezeu orice este posibil și că acesta este Eu Sunt din interiorul tău sau conștiința existenței tale, tu îți poți spune: în calitatea mea de John, eu nu pot face nimic, dar întrucât totul este posibil pentru Dumnezeu, care este conștiința existenței mele, eu îmi pot îndeplini dorința într-un anumit interval de timp. Nu știu cum îmi va fi îndeplinită aceasta, eu, John, dar știu sigur că ea îmi va fi îndeplinită în acord cu legea existenței mele. Odată stabilită această convingere fermă, decide care ar fi intervalul de timp rațional pentru împlinirea dorinței tale. Doresc să îți reamintesc încă o dată că nu trebuie să scurtezi acest interval de timp numai pentru că ești nerăbdător să îți vezi dorința îndeplinită. Alege întotdeauna intervalul de timp care ți se pare cel mai natural. Nimeni altcineva nu îți poate spune care este acest interval. Numai tu poți preciza ce interval de timp ți se pare cu adevărat natural. Timpul este relativ, ceea ce înseamnă că doi oameni vor alege intervale de timp diferite pentru îndeplinirea aceleiași dorințe. Timpul este întotdeauna condiționat de concepția omului legată de sine. Încrederea în sine, determinată de conștiința condiționată, scurtează întotdeauna intervalul de timp. Dacă ești obișnuit cu obținerea unei realizări foarte mari, într-un timp foarte scurt, tu îți stabilești automat un interval mult mai scurt decât dacă ești obișnuit mai degrabă cu eșecurile. Dacă astăzi este miercuri și iei decizia că îți poți vedea dorința îndeplinită până duminică, proiectează-te în planul imaginației în această zi. În acest scop, imaginează și simte că astăzi este duminică, nu miercuri. Ascultă clopotele bisericilor și simte relaxarea specifică zilei de duminică și tot ce înseamnă această zi pentru tine. Pe scurt, încearcă să simți efectiv că astăzi este duminică. Dacă ai ajuns să simți acest lucru, într-o manieră cât mai naturală cu putință, simte bucuria generată de îndeplinirea fostei tale dorințe din ziua de miercuri. Percepe fiorul complet al îndeplinirii dorinței tale, iar apoi întoarce-te la ziua de miercuri, punctul din timp pe care l-ai lăsat în urma ta. Prin această metodă, tu ai creat un vid în conștiința ta, prin proiectarea ta din ziua de miercuri în cea de duminică.
dat fiind că natura nu tolerează starea de vid, ea se grăbește să o umple cu o realitate modelată după chipul și asemănarea imaginației tale, respectiv cu bucuria de a-ți vedea dorința îndeplinită. Atunci când revii cu conștiința în planul zilei de miercuri, tu aduci cu tine o stare de așteptare fericită, căci ai stabilit în planul conștiinței tale ce trebuie să se întâmple până duminică. Pe măsură ce treci prin zilele de joi, vineri și sâmbătă, nimic nu îți va mai putea tulbura această stare de fericire. Căci tu ai stabilit deja ce trebuie să se întâmple în ziua de sabat, duminică, iar această convingere este de nezdruncinat. Așadar, după ce conștiința ta a luat-o înainte și ți-a pregătit locul, ea se întoarce la John și îl ia cu ea de-a lungul intervalului de 3 zile rămase până duminică, pentru ca John să fie părtaș la rândul lui la această stare de fericire generată de îndeplinirea dorinței, respectiv pentru ca acolo unde eu sunt să fie și John. Și Dumnezeu a spus: să facem un om după chipuri și asemănarea noastră. Geneza 1:26. După ce am arătat că Dumnezeu este conștiința existenței noastre, iar această realitate imuabilă și necondiționată, eu sunt, este singurul creator care există, haideți să vedem de ce îl definește Biblia pe acest creator ca pe o sfântă treime. În versetul 26, din primul capitol al Genezei, se spune: și Dumnezeu a spus, să facem un om după chipuri și asemănarea noastră. Biserica face referire la această pluralitate a lui Dumnezeu, ca la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh. Nimeni nu explică însă cine sunt Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh, pentru că preoții au uitat de mult semnificația acestui mister. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt cele 3 aspecte sau condiții ale conștiinței necondiționate a existenței pe care o numim Dumnezeu. Conștiința existenței o precede pe cea care se identifică cu un aspect oarecare. Această conștiință necondiționată, care precede toate celelalte stări de conștiință, este Dumnezeu, eu sunt. Cele 3 aspecte sau diviziuni ale sale pot fi descrise cel mai bine astfel. Atitudinea mentală receptivă este aspectul care primește impresiile, putând fi comparată cu pântecul unei mame. Cel care produce impresia reprezintă aspectul masculin, care impregnează, fiind cunoscut sub numele de tatăl. În sfârșit, impresia devine în timp o expresie care este creată inevitabil după chipul și asemănarea impresiei. În consecință, acest aspect obiectivat este fiul, care depune mărturie pentru tatăl mama sa. Înțelegerea acestui mister al Sfintei Treimi îl ajută pe om să își transforme în totalitate universul personal, modelându-l după chipul și asemănarea dorințelor sale. Iată o aplicație practică a acestui mister. Stai liniștit și decide ce lucru îți dorești să manifest sau să posezi cel mai mult pe lume. După ce te-ai decis, închide ochii și mută-ți atenția de la uită de orice lucru care ar implica faptul că dorința ta nu a fost deja îndeplinită. În continuare, cultivă o atitudine mentală cât mai receptivă și joacă un joc al imaginației. Cu alte cuvinte, imaginează-ți cum te-ai simți dacă dorința ți-ar fi deja îndeplinită. Începe să asculți ca și cum spațiul ți-ar vorbi și ți-ar spune că dorința ta s-a împlinit. Această atitudine mentală receptivă este acea stare de conștiință pe care trebuie să ți-o asumi pentru a-ți putea impregna o impresie în subconștient.
Dacă ai atins această stare mentală pliabilă și impresionabilă, începe să imprimi în ea convingerea că ești deja una cu ceea ce îți dorești să devii. Pretinzând și simțind că manifesti și că posești ceea ce îți dorești să fii și să ai. Continuă să menții această atitudine până când impresia s-a impregnat în subconștientul tău. Dacă vei contempla și dacă te vei identifica cu ceea ce îți dorești să devii sau să ai, vei observa odată cu fiecare inspirație un fior de fericire care îți va străbate întreaga ființă. Acest fior tinde să crească în intensitate pe măsură ce te identifici din ce în ce mai plenar cu ceea ce pretinzi că ești sau că ai. În final, întreaga ta ființă va exploda într-o stare de fericire generată de împlinirea dorinței tale, iar tu vei ști că ai fost impregnat de Dumnezeu Tatăl. De îndată ce impresia a fost creată, deschide ochii și întoarce-te în lumea curentă pe care ai părăsit-o cu câteva clipe mai devreme. Atât timp cât te-ai aflat în starea de receptivitate și ai contemplat ceea ce îți dorești să devii, tu ai realizat efectiv un act de creație spirituală. Acum, la întoarcerea din această meditație tăcută, tu revii în lumea ta curentă impregnat, însărcinat, cu un copil sau cu o impresie, concepută imaculat, fără ajutorul vreunui bărbat. Îndoiala este singura forță capabilă să perturbe această sămânță sau impresie. Prin urmare, dacă dorești să eviți pierderea sarcinii acestui copil sublim, păstrează taina și așteaptă în tăcere scurgerea intervalului de timp necesar pentru ca impresia ta să devină o expresie. Cu alte cuvinte, nu spune nimănui povestea ta de iubire spirituală. Păstrează cu bucurie secretul, încrezător și fericit la gândul că va veni o zi în care fiul iubitului tău se va naște, după chipul și asemănarea impresiei create de tine. În acest fel, tu vei cunoaște misterul exprimat prin versetul biblic și Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vei înțelege astfel că pluralitatea lui Dumnezeu se manifestă sub forma celor trei aspecte ale conștiinței tale și că Sfânta Treime ești chiar tu. Această treime se întrunește într-un conclav spiritual pentru a-ți modela lumea după chipul și asemănarea dorințelor tale cu care te identifici într-o manieră conștientă. Tu însă când te rogi, intră în camera ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care vede înascuns, te va răsplăti deschis. Matei 6:6. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11:24. Rugăciunea este cea mai sublimă experiență pe care o poate trăi un om. Spre deosebire de bălmăjelile zilnice, prin care cei mai mulți dintre oameni din toate regiunile lumii încearcă zadarnic să capteze atenția lui Dumnezeu, rugăciunea reprezintă extazul nunții spirituale care se petrece în liniștea adâncă a conștiinței. În adevăratul ei sens, rugăciunea este o ceremonie de căsătorie divină. Așa cum o fecioară renunță în ziua căsătoriei la numele ei pentru a-l prelua pe cel al soțului, la fel, cel care se roagă trebuie să renunțe la numele său, la natura lui curentă, pentru a-și asuma natura lucrului pe care și-l dorește. Evangheliile prezintă instrucțiuni foarte clare referitoare la realizarea acestei ceremonii. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău, care este înascuns, și tatăl tău, care vede înascuns, te va răsplăti deschis. Intrarea în cămară înseamnă, de fapt, intrarea în camera nupțială. Așa cum nimeni în afara mirelui și a miresei
nu are voie să intre în apartamentul nupțial sacru în noaptea ceremoniei nunții. La fel, nimeni în afara celui care se roagă și a obiectului pentru care se roagă acesta nu are voie să interfereze cu momentul sacru al rugăciunii. Așa cum mirele și mireasa care intră în apartamentul nupțial încuie în urma lor ușa, refuzând accesul tuturor celorlalți, la fel, cel care se roagă trebuie să încuie ușa simțurilor, lăsând pe din afară tot restul lumii. El trebuie să facă acest lucru prin mutarea totală a atenției sale, de la orice alt lucru decât cel de care este îndrăgostit în momentul de față, lucrul dorit. A doua etapă a acestei ceremonii spirituale este definită prin cuvintele: toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Atunci când contempli cu bucurie faptul că iei sau posești ceea ce îți dorești să devii sau să ai, tu realizezi acest al doilea pas, îndeplinind într-un plan spiritual actul nupțial al procreației. Atitudinea receptivă a minții în timpul rugăciunii sau al contemplației poate fi comparată cu o mireasă sau cu un pântec, căci acesta este aspectul mental care receptează impresiile. Cel pe care îl contempli este mirele, adică numele sau natura pe care ți-o asumi. El este cel care impregnează aspectul receptiv al minții cu impresia sa. Prin asumarea numelui sau naturii impregnate, tu îți pierzi astfel fecioria, adică natura prezentă. Pierdut în contemplație, după ce ți-ai asumat numele și natura lucrului contemplat, întreaga ta ființă se înfiorează de bucuria produsă de identificarea cu el. Acest fior care îți străbate întreaga ființă, atunci când îți asumi conștiința dorinței tale, este dovada că ești căsătorit și impregnat. Atunci când revii din această meditație în tăcere, tu deschizi din nou poarta în fața lumii pe care ai lăsat-o în urmă, dar de această dată te întorci ca o mireasă însărcinată. Tu reintri în lume ca o ființă schimbată și, deși nimeni altcineva în afara ta nu știe nimic despre această poveste de iubire sublimă, lumea va începe să vadă în cel mai scurt timp semnele sarcinii tale, căci tu vei începe să manifesti ceea ce ai simțit că ești în ora de tăcere. Mama lumii sau mireasa Domnului este numită simbolic Maria sau apa, căci apa își pierde identitatea atunci când își asumă natura substanței cu care este amestecată. Într-o manieră similară, Maria, atitudinea receptivă a minții, trebuie să își piardă identitatea atunci când își asumă natura lucrului dorit. Omul nu poate deveni una cu lucrul pe care și-l dorește, decât dacă este dispus să renunțe la limitările și la identitatea sa curentă. Rugăciunea este formula prin care se realizează simultan acest divorț și această căsătorie. Dacă doi oameni cad de acord să atingă ceva, acesta va deveni manifest pe pământ. Cei doi care cad de acord sunteți tu, mireasa și lucrul dorit, mirele. Atunci când această înțelegere este realizată, se naște un fiu care depune mărturie pentru această uniune. Tu începi să exprimi și să posezi ceea ce ți-ai propus prin identificare să devii sau să ai. Așadar, rugăciunea înseamnă recunoașterea faptului că ești ceea ce îți dorești să fii și nu implorarea unui Dumnezeu separat de tine să îți acorde lucrul respectiv. Milioane de rugăciuni zilnice rămân fără răspuns, deoarece oamenii se roagă unui Dumnezeu care nu există. Dumnezeu este conștiința omului, deci acesta din urmă trebuie să caute în conștiința sa lucrul pe care și-l dorește, asumându-și conștiința calității dorite. Singurele rugăciuni care primesc răspuns sunt cele care respectă acest mecanism.
Atunci când te identifici cu sărăcia, dar te rogi pentru bogăție, tu primești lucrul cu care te identifici, adică o sărăcie și mai lucie. Pentru a avea succes, o rugăciune trebuie să fie asumată. Asumă starea de conștiință pozitivă a lucrului dorit. Dacă ți-ai definit dorința, pătrunde în liniște în interiorul tău și încuie ușa în urma ta. Pierde-te apoi în dorința ta. Simte că ești una cu ea, rămâi astfel fixat până când îi absorbi viața și numele, pretinzând că ești și că ai ceea ce îți dorești. Atunci când ești din starea de rugăciune, trebuie să faci acest lucru conștient, că ești sau că posești ceea ce îți dorești să devii sau să ai.